Băi, deci să Eu zicem zic acum că ar fi dintre dacă ele ar... două Vor pune să vă avem votați din nou, poate. Nu, în trei, niciun caz. like. N-are cum, înțelegeți? Eu N-are zic cum că nu pleci. de asta mi-e Îți zic ținut. eu nu știu de ce simt că tu nu pleci, dar nu, Hai. este... Nici eu nu simt că o să Da, plece. bă, nici eu nu simt, deci... Nașile Stai sunt mai mult, apropiate dai să țin. seama că nu. Eu le-am zis și lor, îmi pare rău că na, nu o să mai Mie, petreceți dacă mă timpul. crezi, îmi pare rău, rău Tocmai, după, pot să... dar nu de N-am... altceva, pentru că de altceva n-am ce să pierd, Eu ți-am știi? zis, dacă aveam ceva cu cineva Păi tocmai asta și mă e. certam cu el, Da, îți dai nu mă seama că interesa asta că e e. mireasa săptămâni. Puteai O să o... puneam, Păi că m-a normal, îți certat dai cu ea, seama. nu o suport. Dacă n-am pă... Mă înțeleg bine cu toate, n-am nicio chestie, nu m-am certat Normal. Păi niciodată și cu asta o tine, să fie cu chestia, că asta, o să cu... fie din ce în ce mai greu, pentru că o să se strângă din ce în ce mai mult Păi tocmai prietenia între asta. voi. E cald, nu Nu, e e bine, dar te-ai pus la stare și de aia. Bă. Întreabă-l pe ei. Deci, ce Da. Cât este ceasul? Po. Trebuie să te schimbi. Tu ce simți, Cristian, că se va întâmpla? Că noi avem așa o chestie. Tu ai zis că cei din urmă vor fi cei din tâi, dar Da, zi acum tu, ce simți? foarte. Da. Da. Așa, așa. Ce-mi place cum e aici? Și tot la forțele. Și ce a fost cineva ultimul? Săptămâna asta? Eu sper să țină cont de faptul că pe asta e eliminată săptămânii, să se țină cont de... Cum? În 10, 10. Să iasă el și să Da, vezi? da, Și dacă nu de, poate? de Madalina. Păi să țină cont de voturile, adică de ceea ce ai Păi analizat n-am ea. mai văzut așa, n-am mai văzut așa, până acum. Cu ce a fost în trecut? Da, că deja s-au făcut analizări mult prea repede. Și că în trecut s-au făcut după 2 luni, acum... Am mai și plecat. Și tot Cred, ce au făcut. Da. da. Ce nu invit. Ai văzut? Rapino Production. Băi, și dacă ai pleca, e altă care e faza? Și că am pierdut viața. Să ne schimbăm! Fac bagajul și am plecat. Da. Ia uite problema. Am și eu o vagă idee că n-am cuplu și... Eu mă așteptam singur. Dar nu din partea lui Carmen, asta e cert. Da, Din nu din partea ei partea ei. nu mă așteptam. Cine mi-a folosit fixativul? Prietene, cinci prietene și ea. Nu avea pe cine. Ce nu m-am gândit nici măcar o secundă. Da, nici eu. Băi, să zic că până nu nici Carmen, nu are nimic. Păi exact, nu puteam să o pun. Da, dar nu vezi? Dacă trebuie să gândești acolo. Auzi? Poate să pun persoanele care, cu care mănânc la masă, cu care pur și simplu chestia ne împărțim hainele și așa. Ești! Ce Mona, zine tu feeling-ul tău. Că tu când le zici și tu le dai bine. Nu le mai zic, nu mai zic nimic eu. Ar fi după mine. Eram plecată de mult. Ai început și tu. Vezi că mie mi se îndeplinește dorința. Dacă tu ziceam într-un loc, vreau să plec, vreau să plec. Ia, mă, să merge. Ne caută lumea pe la ușă.
E grele, Doamne, e grele, toate sunt grele. E Valentina cu Daniel, trebuie să-l citească. Bănuiesc. A citit. Rândul. Zi, domnuț. Zi, nu păstra pentru tine zile. Nu, de la comentarii, crede-mă. Că după dacă zic că acum s-ar putea să se interpreteze și după aia sunt catalogat într-un fel de anumite persoane și e mai bine să mă țin. Am învățat că dacă zici prea mult... E bine că ai reușit să învăți. Da, bine, când o să răbufnesc, pot zic, frate, nu pot să stau. Eu că vreau să fluiesc. Da, trebuie să zici ce crezi. Da, exact. Și așa interpretări vor fi de bine, da. În toate părțile, că zici că nu zici, tot va fi interpretări. Ceea ce crești. Da. O să zic când o să fiu întrebat. Te întreb eu zi. Referitor despre ce? Despre ce vrei, nu mai zici ceva. Despre cum s-a întâmplat chestia asta, mi se pare o tâmpenie. Bine, tâmpenie ce mi s-a întâmplat acum. Chestia asta cu hai să nominăm pe ăla, păi de ce vrei tu pe ăla? Păi care trebuie să zici ce? Păi nu. Păi da, am înțeles că trebuie să aduce un argument, dar întrebarea e următoarea. În primul rând, nici n-am ajuns în casa fetelor. Cei de afară nu știu ce măsură ne cunosc. Deci nu știu dacă cei de afară ne votează. Nu cred. Așa? Și hai să dăm pe X afară, că de ce? Păi eram prea mulți în casă și pe alții se consumă prea multă. De unde prea mulți că sunt? Vine acum. Adică pe ce, cum să spun eu? Pe ce criterii? Pe ce criterii sunt eu eliminat? Mă rog. Eu, în general, nu zic neapărat de mine, dar în general, s-a făcut un concurs, ceva. Păi ăsta e un singur, da, chiar că faci cuplu cu cineva, că nu te-ai combinat cu cineva de vreo. Pa. Dar nu vezi că tocmai asta e prostie aici. Nu o să mă combin cu cineva doar ca să rămân în emisiune. Exact. Pe bune. Te obligă la un moment dat de emisiunea asta să faci. Mă obligă să fac un pas care eu încă nu. Deși vii deschis, vii cu planuri sau cu gânduri din astea. Mai puțin să-mi pună cuvintele în gură, știi, trebuie să spui aici așa. Să dea bine aici la cameră, vezi că trebuie să faci pasul ăsta. Păi ce crezi tu și ce simți? Deci nu mi s-a dus cea mai mult împlinit atunci, săptămâna a doua, când hai să cunoaștem noi și cele patru fete. Oricum cele patru fete le-au ales, nu știu de ce. Trebuia să le aleg. Doar ca să dea bine la televizor. Puterică l-a ales-o pe Gimbilica. Hai, facem material. Mie mi se părea corect, uite cum a fost speed date-ul ăla. Știi, de am venit toți și am vorbit un minut, să fi fost asta la început. Da. Toată lumea cu toată lumea, cu mai și pe voi. Sau în prima seară, cum a fost prima seară, da. Trebuia să ne mai lase 5 minute. Gimbilica l-a alegea pe Gimbilica, gata, mă, nene, întâlnire. E ceva? Nu. E altceva? Păi hai că mai vedem, mai ieși, mai interacționăm. Nu, gata. Nu știu dacă există cineva care să-i convină situația. De afară, probabil, s-a văzut altceva. Aici... De afară sunt sigură că ne aplaudă toți, că vezi, domnule, s-au cunoscut de la început, ia uite, deja gata, căsătoriți, luați. E nașpa. Unii au venit combinați înainte să înceapă. Și ceau așa, ceau. Că nu ne-a dus mintea. Dar nu-i corect față de ceilalți concurenți, frate. Dacă, de exemplu, dau așa un exemplu, eu sau el, îi plăcea de... Andrei. Nu. Dau un exemplu, îți plăcea. Luăm așa. Îți plăcea. El ne știm că ea deja intra pentru persoana X și că deja formau dinainte o legătură. Trebuia să vă dă seama la cum materiale a fost. Vrut, ce mai a dat așa? Nu e corect. Bă, și la un moment dat lucrurile astea, oricât ai ascunde un lucru, tot se... Aia și la nivelul și de n-ai și bine nici pentru el, nici pentru ea. Tot se deschide, bine. Din sarj noi băieți am plecat cu minus, că voi ați fost 11, noi am fost 12 între lei. Și ați rămas 11? Am rămas iar 10 cu 10. 10 până la urmă. Până la urmă. Și până la urmă o să rămânem mai puțin. Din ce în ce mai puțin. Tocmai că acum e mai ușor, că sunt cei care sunt necuplați, dar închipuiesc că nu o să fie mai târziu.
Mă, eu am zis potopul să fie după ce să intre băieții în casa fetelor. Nu, acolo e ok, totul roz, toată lumea, ha, ha, ha.